Fascinat de sinceritatea și nevinovăția care se lăsluiește în sufletul de copil, unui administrator de librărie și deținător al unei faimoase tipografii din Târgu Mureș, i-a venit ideea de a pregăti un cerc de lectură la Reghin. De asemenea, acesta și-a arătat dorința de a împărtăși cu cei mici din minunata activitate de scriere, editare și tipărire a unei cărți. Facem niște acțiuni, deci îi aducem pe copii la tipografia, la depozitul unde scoatem cărțile și da, le arătăm, deci cum procedura, cum se scoate o carte. Și să știți, bine, copiii în locurile unde nu-i frecvent, când ajung în asemenea locuri, rămân mirați, dar și aici sunt copii, deci care n-ar mai pleca când văd procedura, deci cum iese o carte, cum se face o carte, cum se scrie, când te întreabă că de unde vin ideile, cum vin ideile, că și ei câteodată simt așa ceva că ar scrie. Acesta a lansat o invitație grădiniței cu program prelungit numărul 2 din Reghin. Scopul este de a le trezi preșcolarilor curiozitatea spre carte și deschiderea spre lectură, în ideea dezvoltării capacității de comunicare și expresivitate. Cadrele didactice și-au arătat interesul și au răspuns afirmativ inițiativei. Educatoarele Mihaela Chiorean și Aurelia Lazăr le-au explicat copiilor de la grădiniță care este diferența între o bibliotecă și o librărie. Vreau să vă spun despre aceste activități, că sunt foarte binevenite. Sunt activități pe care noi le numim extracurriculare și fac ca copilul să cunoască mai bine orașul, să-și cunoască librăriile, să cunoască că de aici vin și cumpără cărți, pot să și le pună în bibliotecă. Învață despre cum se citește o carte, învață care sunt părțile componente a unei cărți, învață cartea, poate să ne spună prin cuvinte pe care ei doar le rostesc, nu știu să le citească, dar cartea poate să ne vorbească și prin imagini. Și aceste vizite la librării aduc în sufletul copilului multă, multă dragoste pentru cărți, deci completează ceea ce le spune educatoarea la grădiniță și le dezvoltă, le deschide dragostea pentru lectură. Adevărul trist este că noua generație dedică din ce în ce mai puțin timp lecturii. Acest lucru nu face decât să afecteze nivelul de cultură și identitate personală. Cei din generația mea, eu așa zic că am citit mai mult, dar din tot ce am citit trebuia să învățăm ceva. Deci trebuie să-i ajutăm și pe copii, ca și ei să citească. Deci ei se pot modela când sunt mici. Deci putem să-i atragem către carte, nu numai când cresc mai mari și să-i arătăm cu degetul da, că tu ești de vină, că nu se citește atâta, că nu citește lumea, dar oare de ce? Acțiunile de acest fel ajut copiii să dezlege tainele cuvintelor, să-și dezvolte imaginația și să-și identifice personalitatea.